În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioasă Părinte Stare, preacuvioși părinți și frați și iubiți credincioși. Din mila lui Dumnezeu ne găsim, iată, în zi de mare praznic luminat. A doua zi după un alt slăvit praznic al pogorârii Sfântului Duh. Și ne găsim astăzi aducând cinstire preasfintei și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăimii. Greu este să vorbim despre Sfânta Treime, pentru că sunt lucruri care trec dincolo de puterea de înțelegere și de exprimare a minții omenești. Cu toate acestea, se cuvine să aducem un cuvânt de laudă pentru toate binefacerile știute și neștiute, arătate sau ascunse, pe care Dumnezeu cel unul în ființă și întreit în persoane le-a revărsat asupra noastră tuturor. Dogma aceasta a Sfintei Treimi sau învățătura de credință, adevărul de credință referitor la Sfânta Treime, se află la baza credinței noastre ortodoxe. Noi îl mărturisim pe Dumnezeu cel unul în ființă, însă întreit în persoane. Tată, Fiu și Duh Sfânt. Este obișnuit ca în teologia bisericii noastre Tatălui să-i fie atribuită crearea, Fiului să-i fie atribuită răscumpărarea sau mântuirea și Sfântului Duh sfințirea întregii creații. Însă niciunul din toate aceste evenimente petrecute în istoria mântuirii noastre nu se săvârșește fără prezența tuturor celor trei persoane. Între cele trei persoane se află o strânsă legătură de comuniune și dragoste, de unitate desăvârșită, care trece dincolo de tot ceea ce ne putem închipui noi cu mintea noastră omenească. Cei care ați fost de dimineață și ați auzit acatistul Sfintei Treimi, ei bine, ați auzit deja acolo o adevărată predică, o adevărată cuvântare despre Sfânta Treime. Iar cei care ați ajuns mai târziu, vă îndemn, când ajungeți la casele dumneavoastră, să faceți acatistul Sfintei Treimi. Cu smerenie, cu recunoștință și cu încredere că Dumnezeu va primi rugăciunile noastre. Că Dumnezeu este unul în ființă, dar întreit în persoane, s-a arătat în mod mai puțin direct în Vechiul Testament. Și amintim întreagă faptul că la crearea omului se spune Dumnezeu acolo în Sfatul Sfânt de Treimi, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Este un sfat în cadrul Sfintei Treimi. Și îl zidesc pe om după chipul și asemănarea Fiului. Când se pogoară Dumnezeu, ne spune Cartea Facerii, la turnul Babel, unde oamenii erau adunați toți într-un cuget să zidească un turn cu care să ajungă până la cer, să vadă ce este acolo. Dumnezeu pune stabilă efortului lor nebunesc și spune să ne pogorâm, să le amestecăm limbile. Iată, se folosește din nou pluralitatea. Avram primește trei musafiri la stejarul din Mamri. Trei tineri cărora li se adresează ca unia singur. Îi spune, Doamne, de-am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău. Profetul Isaia, mai târziu, vede în chip minunat
oștile cerești, heruvimii și serafimii, cei cu câte 6 aripi, care se învârteau în jurul tronului Preasfintei Treimi și strigau: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot. Întreit Sfânt, însă un singur Domn, Domnul Savaot. Mai lămurit se arată, se descoperă Treimea Nouă tuturor în Noul Testament. La Buna Vestire, Arhanghelul Gabriel îi spune Fecioare Preacurate: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. Pentru aceea și Cel ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. De asemenea, la botezul Domnului, îl vedem pe Tatăl, îl auzim pe Tatăl cu glas din cer, zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit. Îl vedem pe Fiul în apele Iordanului și pe Duhul Sfânt coborându-se asupra Lui în chip ca de porumbel. Se descoperă Sfânta Treime la schimbarea la față, de asemenea, când din nou tună glasul Tatălui din cer: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit, de acesta să ascultați. Și Fiul este transfigurat, este schimbat la față, având pe Moise și pe Ilie de-a dreapta și de-a stânga sa, iar Duhul Sfânt îi învăluia pe toți ca un nor de lumină. În ultima cuvântare de la cina cea de taină, cu câteva ceasuri înainte de a muri pe cruce, Mântuitorul le spune ucenicilor o cuvântare de despărțire în care vorbește despre Tatăl, despre Fiul și despre Duhul adevărului care purcede din Tatăl. Iar după ce înviază Hristos, își trimite apostolii la propovăduire, spunând: Mergând învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Apostolul Pavel îi binecuvintează pe corinteni cu acele cuvinte pe care le auzim la fiecare Sfântă Liturghie: Harul Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Iar pe Apostolul Ioan l-am auzit în pericopa ce s-a citit la apostol, spunând în epistola sa întâi sobornicească că trei sunt cei care mărturisesc în cer: Tatăl, Fiul și Duhul. Și aceștia trei una sunt. Iubiți credincioși, întreaga lume nevăzută a îngerilor și lumea văzută care ne înconjoară, a cărei coroană suntem noi, oamenii, toate au fost create din dragoste și din comuniunea desăvârșită care se află în cadrul Sfintei Treimi. Mi-amintesc citind cu câtva timp în urmă o istorioară a mitropolitului Antonie al Surojului, care imagina un dialog în cadrul Sfintei Treimi la crearea omului. Și spune Dumnezeu Tatăl: Să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Iar Dumnezeu Fiul spune, Dumnezeu Cuvânt, Dumnezeu Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt spune așa: Îl facem, dar acesta va cădea, ne va întoarce spatele și va fi nevoie ca Fiul să se coboare, să se întrupeze, să suferă și să moară pentru El. Și Fiul răspunde punând pecetea: Da, și totuși, haideți să-L facem. Și iată că din această dragoste care duce până la jertfa supremă pe cruce a celui fără de păcat, a celui de-a doua persoane Sfintei Treimi întrupată, astfel are loc crearea omului din această dragoste nemărginită. Și într-adevăr,
omul cade în păcat. Și încearcă în decursul istoriei să se ridice, însă nu reușește, ci dimpotrivă se afundă tot mai tare și tot mai tare. El cade din starea de har în care se afla în grădina Raiului. Iar la plinirea vremii, ne spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Așadar, Fiul lui Dumnezeu, Cel care din veci este Fiul al Tatălui Celui Veșnic, Fiul se coboară, se face om, asemenea nouă tuturor, afară de păcat, pentru ca și pe noi să ne facă fii ai Tatălui. Își asumă firea noastră omenească, pentru ca și pe noi oamenii să ne înfieze, să ne facă fii ai Tatălui Celui Veșnic. Și spune Apostolul Pavel mai departe, în Epistola către Galateni, și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă, Ava, Părinte! Hristos, persoana cea de-a doua Sfintei Treimi, este Cel care se coboară, ia trup omenesc, ne face pe noi fii ai Tatălui și ne deschide calea. Prin toată activitatea Sa de propovăduire, prin pătimirile pe care le-a îndurat, prin moartea pe cruce, prin înviere și prin înălțarea la ceruri prin care străbate, cum ne spunea Părintele Nectarie în predica de ieri, străbate cerurile până lângă tronul lui Dumnezeu de-a dreapta Tatălui. Și de acolo îl trimite pe Duhul Sfânt. Și iată că firea omenească ajunge să stea de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Și de acolo Hristos trimite pe Duhul Său cel Sfânt peste noi. Și acest Duh Sfânt, care s-a prăznuit ieri pogorârea Sa peste Sfinții Apostoli, acest Duh Sfânt ne învață pe noi cum să mergem pe cărarea deschisă deja de Mântuitorul Hristos. Este Cel care, prin Harul care izvorăște din Sfânta Treime și care se revarsă prin Sfântul Duh, ne ajută și pe noi și ne întărește și ne dă putere să străbatem drumul până de-a dreapta tronului dumnezeiesc. Iubiți credincioși, am auzit în Evanghelia ce s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie, din capitolul 14 al Evangheliei după Ioan, o parte din ultima cuvântare rostită de Mântuitorul Hristos către apostolii Săi, unde le spune că în curând va fi luat de la ei, va trebui să suferă, să moară, însă le făgăduiește Mântuitorul că nu îi va lăsa orfani, ci le va trimite un mângâietor. Pe Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-L primească pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște, spune Mântuitorul. Însă voi îl cunoașteți, căci rămâne la voi și în voi va fi. Și într-adevăr, de la pogorârea Sfântului Duh, Duhul Sfânt intră mai profund în creația lui Dumnezeu, prin biserica ce ia ființă, care, așa cum spun Sfinții Părinți, se zămislește biserica pe Sfânta Cruce și se naște la pogorârea Sfântului Duh. Și Duhul nu părăsește până la sfârșitul veacului biserica lui Hristos. Acest Duh Sfânt este Cel care ni se împărtășește nouă credincioșilor la Sfintele Slujbe, atunci când preotul ne binecuvintează, când slujitorul, preot sau arhiereu
invocă harul Sfântului Duh asupra tuturor celor care sunt de față. Duhul Sfânt este cel care sfințește biserici, care sfințește preoți, arhierei, care sfințește casele noastre, sfințește grădinile noastre, sfințește munca noastră, sfințește întreaga noastră ființă. Duhul Sfânt, ne spune tot Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă în noi cu suspine negreite. Iată că atunci când venim la Sfânta Slujbă, când îngenunchem acasă în fața icoanei, Duhul este Cel care se roagă în noi către Dumnezeu Tatăl. Pentru că noi, după mintea noastră omenească, nici nu știm să ne rugăm. Duhul Sfânt este Cel care lucrează în Biserica lui Hristos până la sfârșitul veacurilor. Este Cel care reface legătura pe care noi oamenii adeseori o întrerupem. Legătura între Dumnezeu și om. Ne aducem aminte de cuvintele iubitului nostru Părinte Stareț Ghelasie, care ne spunea că denumirea de duhovnic vine de la Duhul lui Dumnezeu. Pentru că preotul duhovnic este cel care reface legătura pe care noi o rupem prin păcatele noastre, prin fărădelegile noastre, prin neatențiile noastre, prin încăpățânările și îndrădniciile noastre. Și venim, iată, la Sfânta Spovedanie, în biserică. Ne mărturisim sincer păcatele și Părintele ne dezleagă deasupra capului nostru, rostind cuvintele. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, nu cu puterea mea, ci cu puterea care mi este dată, te iert și te dezleg pe tine, nu în numele meu, al unui om păcătos, ci în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ca un emisar, ca un ambasador al Cerului, care este preotul în Sfânta Biserică și în lumea aceasta. Duhul Sfânt își extinde lucrarea sa până la marginile pământului, în întreaga creație văzută, dar și cea nevăzută. Duhul Sfânt este Cel care ne învață tainele lui Dumnezeu, care ne învață lucrurile ascunse, care sunt necunoscute de mintea omenească. Și acest lucru îl face Duhul Sfânt tot în Sfânta Biserică, prin slujitorii Săi, prin arhierei Săi, prin toți credincioșii care păstrează Harul Duhului Sfânt, proaspăt mereu, Harul pe care l-am primit la botez, prin scufundarea întreită în apa botezului și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, act prin care am devenit și noi fii ai lui Dumnezeu. Și Duh Sfânt care și Har care se reîmprospătează mereu, prin spovedanie, prin împărtășanie, prin rugăciune, prin post, prin metanie, prin osteneală, prin răbdare și prin toate celelalte semne pe care le-ați auzit ieri pe Părintele Nectarie spunându-le după Apostolul Pavel. Spune Mântuitorul că ne va dărui Dumnezeu viața cea veșnică. Iar viața cea veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Iar această cunoaștere a lui Dumnezeu nu se realizează decât prin Harul Sfântului Duh.
Pentru că nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu ești pătruns de Duhul Sfânt. Am auzit cuvintele Apostolului Pavel de adineauri. Duhul Sfânt este Cel care ne învață pe noi să spunem Ava Părinte, să-L numim pe Dumnezeu Tatăl al nostru. Și această cunoaștere a Lui Dumnezeu, aceasta este viața veșnică. În această cunoaștere a Lui Dumnezeu, omul se adâncește tot mai mult după ce trece din viața aceasta trecătoare, după ce trece pragul morții, ajunge la Dumnezeu și Biserica mijlocește ca sufletul omului să dobândească viața cea veșnică, adică să-L cunoască pe Dumnezeu tot mai mult și mai deplin. Să se împărtășească cu El în cel mai deplin mod, așa cum cerem într-una din rugăciunile pe care le rostim acolo la Sfântul Altar. Învrednicește-ne pe noi să ne împărtășim cu Tine mai adevărat în ziua cea neînserată a Împărăției Tale. Duhul Sfânt este Cel care ne mângâie, așa cum spunem în rugăciunile începătoare. Ne mângâie, ne întărește și ne dă speranță atunci când pleacă dintre noi cineva drag. Nu ne întristăm ca ceilalți care nu au nădejde, așa cum spune Apostolul Pavel. Ne întristăm pe moment, însă cu nădejdea reîntâlnirii în Împărăția Lui Dumnezeu. Prin mijlocirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și a Harului Lui Dumnezeu cel Mântuitor. De aceea să ne silim cu toții, să alergăm atunci când simțim că ne golim de har, când simțim că greutățile și necazurile acestei lumi pun tot mai mult stăpânire pe noi, să alergăm la izvorul cel nesecat, care este Sfânta Biserică, să cerem mila și îndurarea Lui Hristos și să strigăm către Sfântul Duh, vino și te sălășuiește în sufletele noastre și ne mântuiește pe noi. Amin.